Ați venit să mă legați? Ați venit să mă legați? Și am început să tem. Și am spus da. Pentru că noi este puterea lui Dumnezeu. Și am început să legăm duhurile de curat. Și am început să strigăm la Domnul. Și am spus, Doamne, această bolnavă, această lucrare, în autoritatea lui Iisus, dă-ți leagă de neputință, slăviți să-mi fie Domnul. M-am rugat în dimineața aceasta. Azi noapte am avut cina Domnului. Ne-am bucurat până la 3 dimineața. Am slăvit pe Dumnezeu. Am stat cu frații în prezența lui Dumnezeu. Și am simțit pe Dumnezeu. Azi de dimineață m-am trezit din pat. Și am văzut lumina zilei și am spus, Doamne, nu sunt mai bun cu ca celălalt, dar este îndurarea Ta, este mila Ta. M-am trezit din pat, m-am îmbrăcat cu soția, cu frații, cu surorile și am plecat la casa Domnului către București. Acolo Dumnezeu a lucrat minunat, Dumnezeu a vindecat, Dumnezeu a salvat, Dumnezeu ne va vindeca și pe noi. Slăviți să fie Iisus! Să știți că nu la voia întâmplării suntem adunați aici. În Sfânta Scriptură găsim scris, oameni buni, ce trebuie să fac ca să mă pocăiesc? Credeți în Evanghelie și împliniți ceea ce scrie aici. În seara aceasta este o seară întunecată. Poate vrăjmașul te-a întunecat. Poate nu mai simți pe Iisus. Poate nu mai simți bucuria mântuirii. Este șansa ta. Este mântuirea ta. Crede în Domnul Iisus și vei fi vindecat. Așa cum apostolul Petru, așa cum apostolul ne vorbea odinioară și spunea, oamenilor, voi trebuie să faceți un legământ cu Hristos. Dacă până odinioară trăiam în păcate și cei ce îmi cunosc viața, mi-aduc aminte că eram tânăr, eram copilaș și treceam prin satul Stâncești, înjuram pe Dumnezeu, înjuram pe fiecare parte și beam și mă făceam fel de fel de lucruri. Până într-o zi când Domnul Iisus mi-a ieșit în față și a spus, e momentul să te întorci la mine, lăudat să fie Domnul Iisus Hristos. În Efeseni capitolul 6, poate te-ai întrebat de ce n-ai miluit? Poate te-ai întrebat de ce nu mai ai puteri? Pe calea mea, pe calea lui Hristos. În Efeseni capitolul 6, versetul 10, 11, 12, 13 și 14, până la versetul 11, ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu așa, întoară fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Unde trebuie să te întărești, dragul meu? În Domnul. Să știi că dacă te vizuiești pe om, cu omul voi rămâne. Unii se vizuiesc pe carele lor, alții se vizuiesc pe caii lor, dar noi ne va ieși car, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. În momentul în care te vizuiești cu Dumnezeu, El nu te lasă să cazi, El nu te lasă să dai înapoi, pentru că în tine este o putere, în tine este o forță și această forță nu este intelectul tău, nu este puterea ta, nu este mușchii tăi, nu este forța ta, ci e puterea lui Dumnezeu. E numele lui Dumnezeu. Este lauda lui Dumnezeu. Și este gloria lui Dumnezeu peste tine. Am citit în dimineața aceasta la evanghelizare. Din Eremia, capitolul 13, versetul 11. Unde ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că oamenii aceia nu vrea să asculte de Dumnezeu. Spunea cuvântul lui Dumnezeu, așa cum se lipește brâul de coastele unui om, așa îmbrăcișem eu toată casa lui Iuda și toată casa lui Israel. Să fie poporul meu, să fie numele meu, să fie lauda mea și să fie slava mea. Frații mei, Dumnezeu vrea să facă din Stâncești o preoție aleasă. Poate ți-ai pus întrebarea, Doamne, dar
Dar cu cine? Doamne Iisuse, cu cine? Omul lui Dumnezeu Abacuc a stat la dispoziția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis așa: caut un om, caut un om să-l pun în spătură, să mijlocească pentru statul stăcesc. Dacă vrei ca oamenii să se pocăiască, trebuie să fii lumină. Dacă vrei ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu, trebuie să fii un adevărat credincios. Pentru că oamenii vin la lumină, iubiții mei. Ce minunat este să fii în prezența lui Dumnezeu. Vă fac o mărturisire. O am pe Damaris de 6 ani, 7 ani pace anul acesta. La vârsta de 6 luni, să rămână mărturia aceasta. Mi-a căzut de la etajul 1, premărgătorul, am avut un premărgător. Și pe când se făcea curat în casă, fetița a ieșit afară și a căzut de la etajul 1, la belbeleacul până jos. Am ajuns acasă de la muncă, eram în Spania. Am zis: Doamne, ce se întâmplă în familia mea? Am văzut că copilul era sănătos. Zice Mihai: fetița noastră a căzut la etajul 1 și n-a plătit nimica. Este sănătoasă, este vie. Uite-o aici în mijlocul nostru. Cine este acesta? Este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Este puterea lui Dumnezeu, care nu-i s-a întâmplat nimica, mărirea lui Iisus. Și copilului tău nu s-a întâmplat nimic, pentru că este puterea lui Dumnezeu. Este numele lui Dumnezeu care va fi familia ta. Dar mă uit în viața ta și Duhul lui Dumnezeu îmi descopere unele lucruri. Îți văd amărăciunea din suflet, îți văd necazul din viața ta. Nu mă simți puterea mea, nu mă simți bucuria mea. De ce? Este Dumnezeu de vină. Eu sunt de vină. Eu care am stat la dispoziția lui Dumnezeu. Iisus Hristos vrea ca cu toți să ne unim, slăvit să fie Domnul. Domnul Iisus Hristos, pentru o singură oaie, a lăsat 99 și s-a dus după cea pierdută. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, Goliat era un om puternic, David era un om care vedea de voi, dar era Dumnezeu cu el. Era puterea lui Dumnezeu cu el. Și spune poetul prin cântare și prin poezie, când venea să-i fure oaia, David el sărea și pe ursul din pădure el pe loc în nimicea. Vrei să fie Domnul. De ce? Pentru că fi să vizuia pe Dumnezeu. El nu să vizuia pe puterea lui propriu, din punct de vedere fizic, că avea forță fizică, dar să vizuia pe Dumnezeu, că puterea aceasta venea de la Dumnezeu, mărire lui. Spune despre Domnul Iisus, spune-ne cu ce putere faci tu aceste lucruri. Aleluia! Puterea mea este de așa natură că mă lovedesc și puterea mea vine de la Tata. Câtă vreme ascuns de Tata, vine puterea peste tine. Aleluia! Și vreau să vă mai fac o mărturisire, iubiții mei. Predicam în Spania Evanghelia ca slujitor și a venit o fată tânără plină de cancer. Avea metastază, gradul, ultimul grad în ea. Și toată biserica s-a rugat. A fost la cel mai mare medic și medicii n-au putut să facă nimic. Și atunci am pus biserica la post și ne-am rugat. Și Dumnezeu a vindecat-o, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, Dumnezeu a sănătoșit-o și ea a crezut că lucrul acesta e un lucru de apucat. După 2 luni de zile, a luat țigara din nou. S-a întors la cel rău. A început să fumeze, a început să bea, a început să-l jure și s-a întors altă boală în viața ei. Și medicii n-au mai putut să mai facă nimic. Acum 4 ani de zile, a murit sub mâinile mele. La 4 fără 10.
10 dimineața. Am primit din partea Domnului răspuns că va trece din viață. Toți țiganii au început să cânte, să plângă, să se jălească că pleacă fata lor din viață. Dar a plecat nemântuită. A plecat o femeie care se umflase în 24 de ore, vă rog să mă înțelegeți, a putrezit, pentru că păcatul măcina. Și iubiții mei dragi, după un an de zile, are 4 copii. Dacă vă uitați pe Facebook o să-i vedeți. După un an de zile, soțul ei a venit în România. Fiind pocăit, s-a întors la păcat. A început să ia drogurile. A început să fumeze. Și satana l-a dus în culmele disperării și s-a spânzurat și el. Și a trecut și el din viață. Dumnezeu să ne trezească pe toți. Cu Dumnezeu, iubiții mei, nu putem să ne jucăm. Noi dacă ne-am pocăit, nu trebuie să mai trec. Nu trebuie să mai înjurăm. Nu trebuie să mai curvim. Nu trebuie să mai fumăm. Nu trebuie să mai clevetim. Nu trebuie să ne mai vorbim de rău. Și să trăim o viață curată. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Eu cred că Dumnezeu are un plan stăncești. Amin? Măriți să fie Domnul. Eu cred că Dumnezeu are un plan deosebit. Pentru că frații de aici, nu la voia întâmplării sunt instrumentele acestea. Astea sunt pentru lauda lui Dumnezeu. Să slăvim pe Dumnezeu. Bucură-te tinere, spune cuvântul lui Dumnezeu. În tinerețea ta. Umblă pe cărere alese de inima ta. Și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate aceste lucruri te va chema Dumnezeu la judecată. Și eu nu vreau să intru la judecată cu Dumnezeu. Și eu vreau viața veșnică. Frații mei, Domnul Iisus să vă binecuvinteze și mâna Lui perforată să fie și să rămână peste voi. Domnul să lucreze în continuare. Amin.